Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea În obiectiv. Astăzi, în obiectivul presei, intră o cunoștință foarte veche de a mea, un staroste de cetate, un om care este mândru că ține sub control o moștenire de foarte multe sute de ani. Spun așadar, bun venit în studioul televiziunii Cromtel, arhimandritului Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna. Bine v-am găsit și bucurie să dea Dumnezeu dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Care nu sunt puțin, vă spun dinainte că ne urmăresc telespectatori din trei județe uh, și sunt ferm convins că ceea ce le povestim noi pe parcursul celor 50 de minute din emisiunea de astăzi va fi foarte, foarte important. Sunt oameni care sunt însetați de informații, dar noi uh, le vom da informații adevărate. Vom vorbi astăzi despre 550, Putna 550. Vom vorbi despre Marele Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și despre cum este să ai o cetate în administrare. Pentru că simplu cred că nu este. Cu uh, tot dragul Am prezentat uh, telespectatorilor în rubrica eveniment local uh, toată liturgia de la Sfânta Mănăstire Putna când a fost uh, sărbătoarea de Sfântul Ștefan. Uh, multă suflare omenească ați reușit să adunați în curtea mănăstirii și de o bună bucată de vreme uh, am observat că s-a încetățenit și o paradă militară. Cum ați reușit să faceți acest lucru? E un lucru firesc. E ceva firesc. Ca să fie la un, un asemenea moment, un asemenea eveniment, ziua slăvitului Oivod Ștefan, cel mai mare român să fie prezentă și o paradă militară. Ștefan a fost un mare strateg. Ștefan, mai întâi de toate, este cel mai mare român. Votat de către noi, românii. Cunoașteți foarte bine de uh, acea campanie pe care a lansat-o televiziunea română, prin acel vot secret care se făcea de la un telefon public, uh, și când Ștefan a ieșit pe primul loc. Ștefan cel Mare, deci ca cel mai mare român. Și pe bună dreptate. Dacă e doar numai să ne aducem aminte Atleta de Christi, -da. omul care își ținea sabia în semnul căruia. Așa este. Deci aceasta este spusă a Papei Sixt al IV-lea. Dar să ne amintim de ce ne spune Dimitrie Cantemir, domnul, cronicarul uh, Moldovei, uh, ar zice omul de cultură, uh, de o finețe extraordinară, o cultură extraordinară cărți care a lăsat uh, Dimitri Catemir, de ce îl spune Domn mai presus de orice laudă. Adică un nu sunt cuvinte noastre, suficiente. Nu poate cuprinde, nu poate cuprinde măreția slăbitului Voivod Ștefan. Iar Carol I a României, Carol cel Mare, numit, care a domnit cu un an mai mult decât Ștefan, 48 de ani, a zis, uh, un altul mai mare ca el nu veți mai avea. Și poate, profetic, să știu eu cum să spui, iată că sunt atâția ani, sunt 550 de ani mai de la punerea temeliei mănăstirii Putna, de când un altul ca el nu s-a mai ridicat, un altul ca Ștefan, care să iubească neamul și țara, și care să se identifice cu problemele acestui popor, care să se aplece asupra poporului cu dragoste și totodată în duh de jertfă. Nu știam. Cum a făcut-o Ștefan? Mărturisesc că n-am știut poate suficient de multe lucruri despre Mănăstirea Putna până când n-am călcat pragul mănăstirii cu foarte, foarte mulți ani în urmă, pe vremea când probabil nici dumneavoastră n-aveți atât a păr alb. <laughs> Alături de... Uh, Colegul meu cu care am realizat de-a lungul timpului numeroase uh, emisiuni, și care acum este în Statele Unite, Sorin Clipa. Și când am făcut un tur al mănăstirii pe care ne le-ați prezentat dumneavoastră, atunci am văzut mănăstirea cu totul alți ochi. Ne-ați lansat atunci, la vremea aceea, o provocare: dacă nu am dorit pentru mănăstire să fotografiem muzeul mănăstirii Potna. Evident că. Am acceptat instantaneu, fără să știu că muzeul mănăstirii Putna nu înseamnă doar exponatele care sunt pentru publicul hmm, așa larg, astea. și că mai sunt exponate pe care ne-a luat foarte, foarte mult timp să le fotografiem. Am terminat noaptea târziu, dar am avut ocazia să țin în mână uh, cărți pe care le-a scris cronicarul Ion Neculce cu o tehnică descriere cu aur care s-a pierdut între timp despre care ne-ați vorbit la vremea respectivă așa ca un profesor ne-ați explicat tot scrise pe pergament piele de miel nefătat uh, umblam cu mănuși chirurgicale pentru ca bacteriile de pe mâini să nu reactiveze conservarea acelor documente atât de prețioase și am găsit acolo scris de Ion Neculce cât de minunată era mănăstirea Putna cum spune cronicarul Toată ferecată în aur, tot cu aur poleită și pe dinăuntru, și pe, și, dinăuntru și, pe din afară, și pe din afară. Mai mult aur decât zugrăveală care le dau chipurile sfinților. Da, Aceasta este a, exact a, spus a lui Ion Neculce. Da. Și mi-aduc aminte că din păcate din acea frumusețe poleită cu aur n-a rămas decât turnul de la a, din curtea mănăstirii. Dar foarte puțin s-a păstrat. Doar Restul, câteva... ar spune în temeli și ceea ce vedem noi astăzi nu este acea mănăstire care a fost odată. A fost refăcută de, mai întâi de Gheorghe Ștefan și de Dabija Vodă, apoi al doilea mare ctitor al mănăstirii noastre, este cel care a fost trecut de curând în calendarul bisericii noastre și va fi canonizat în mod oficial în toamna aceasta, sperăm cu darul lui Dumnezeu. Prin venirea între păritorii patriar Daniel și a Prefericitului Ioan al X la Antiochiei, la sfârșitul lunii septembrie. Iacop Putneanul. Iacop deci este avea alaiga... Sfântul Iacop Putneanul. Da, Putneanul. De ce este? Mai întâi de toate, este un mitropolit al Moldovei care s-a implicat adânc în problemele Moldovei, problemele sociale ale Moldovei, cel care a spus mă las și de Mitropolie. Numai nu ridic pentru că el, Iacobul l a pus să... De fapt, domnii fanarioți puseseră acele biruri insuportabile de popor. Foarte greu le ducea popor inclusiv, deci taxa văcăritului ei. Și atunci Iacobul Neanu a cerut să se ridice aceste biruri de pe popor. Și domnii fanarioți s-au opus și în cele din urmă el a pus blestem. Și i s-a cerut ca să ridice blestemul. Și el a spus, nu, mă las și de mitropolie numai aceste biruri să nu se ridice și să nu se pune iarăși uh, birurile acestea peste popor, nu, să nu se ridice blestemul acesta. Ceea ce a și făcut s-a și retras în 1760 la Putna și a mai trăit încă 18 ani ca vețuitor al mănăstirii Putna. Și el este primul întemeitor de școală rurală din Moldova și din întreaga țară. La Putna a fost prima școală dintr-un sătuc, întemeiată de acest mitropolit. Și el este cel care a uh, a și scris primul abecedar. Lucrez cu acum farmă. alături de colegii mei la un film documentar care se numește Biserici de Lemn în Bucovina. Și evident că începe cu cea mai veche biserică da, de, de lemn dragoste. din Europa și din lume se pare. Da, după da, ultimele cercetări da. cu carbon evaluările timpului din acele bârne, spun că ar fi cea mai veche titorie monahală din lume. Și aici a fost cimitirul vechi al mănăstirii. Aici biserica a fost vechea inițial mânăstirii. la Bolovăț. Da, și da, după da. aceea, se spune legenda. Spune că Ștefan a luat-o pe un car nu cu Nu e boi. legenda, este realitate, realitate. Ștefan a mutat-o. A mutat-o de ce ca să așeze mănăstirea putna între întâire din miri mănăstirile din Moldova. El și a iubit, era mănăstirea lui cea dragă, cum spune o cronică. Uh, și el s-a identificat mult cu cerințele acestei mănăstiri și Daniile pe care le-a făcut Ștefan. Toate au fost uh, pentru bunul mers al acestei mănăstiri. Am vorbit la un moment dat, spuneați de biruri. Și dacă vorbim de biruri, 47 de ani de domnie, cu tot atâtea războaie dintre care numai unul nu l-a câștigat. Uh, a fost la rădăuți zilele orașului și avem aici o formație locală de dansuri populare care se numește Arcanul. Copiii care dansează pe scenă, eu nu știu câți dintre ei știu că Arcanul s-a inventat pe vremea lui Ștefan pentru a-i lua la oaste. Cu Arcanul. Da. Și atunci tot el vodă Ștefan, spunea ardeți recoltele și mergeți în munți. Tot el vodă Ștefan, îi lua cu Arcanul la oaste. Și de la război nu se întorceau chiar toți dintr-o familie. Poate se întorceau doar jumătate. Poate o parte erau ologi. Ați e un subiect foarte important. Eu în sub categoric de aceea am vrut foarte să Mai La identitate. vremea respectivă da. a fost iubit Ștefan de Popor? Că, că după așa. aceea a fost canonizat. Că am reușit să-i trecem absolut toate mărețiile lui. Că a fost stabilă la poarta Europei. Că a reușit să fie un bun negociator. Un bun om de armată. Dar oare la vremea aceea a fost iubit de popor? Subiectul foarte complicat. Eu aș vrea asta. să aduc în, a, aici, să răspund cu o întrebare. Credeți dumneavoastră că Mateu Muriano, în documentul din 1502, decembrie 1502, în scrisoarea pe care o trimite doge lui Veneției, Mateu Murian a fost medicul trimis, cel care a avut grijă Ca de da. Ștefan în ultima parte a vieții. Desigur, era rana este... de la picior, pare. Da, alise. rana de la picior. Ei bine, se știe foarte bine că Ștefan, deci eram în al 45-lea an de domnie al Ștevan, 46 curgător, cum spun documentele. Ei bine, zice Mateu Murianu, Este veșnic treaz și darnic și mult iubit de supușii săi. Aș vrea să vă întreb, care domn sau care conducător sau care lider, care manager din ziua de astăzi, după 45 de ani de conducere, să fie mult iubit de supușii săi. Până ce nu intri în inima acestui popor, nu poți fi iubit. Are, are Ioan Alexandru poezia numită Testament. În imnele Putnei publicată, unde are aceste versuri? Să intri în inima unui popor, care e cea mai strâmtă poartă dintre toate, de nu ești jertfă în lacrimile lor, nu-i cum de în eternitate. Ștefan a pătruns în eternitate. A fost mult iubit de supușii săi. Deși era iute și de grabă sângerător de da, sânge. Da, dar să nu uităm. Deseori, că foarte, fără judecată. Foarte multe din aceste cuvinte pe care dumneavoastră le spuneți sunt bazate pe un fals al lui de la Francia și al lui, lui Mihai Sadoveanu. Pentru că ei au fost aceia care au falsificat istoria. Vă referiți la apus de soare? La apus de soare au falsificat, oarecum, ne se pe documente de chipul real al lui Ștefan cel Mare. Deci, dacă vrem să vorbim despre Ștefan, trebuie să luăm cronicile, trebuie să luăm cronicile apusene, trebuie să luăm cronicile polone, trebuie să luăm cronicile turcești inclusiv cronicile turcești ca să aflăm adevăratul chip al lui Ștefan, cum era prevăzut și de către turci, că turcul, imperiul uh, otoman era și musulmanul, era uh, cel mai mare pericol, cel mai mare dușman. Am văzut spunem lucruri extrem de importante aici și frumoase care o să l țină lipit pe telespectatori de aici da, și de atunci, atunci de... despre turci. Hai să o spun și pe asta. Mi-aduc aminte că într-un an organizatorii festivalului de folclor Arcanul de la Rădăuți au invitat în uh, o formație din Turcia. Și ca toate aceste personaje venite noi, musafiri, gazde bune, le ofeream și un tur al mănăstirilor și așa mai departe. Când au coborât uh, musafirii noștri dansatori turci de la, din autocar să viziteze mănăstirea Putna, pe drum le-a spus cineva că Ștefan era cel care așa și pe dincolo va da de multe ori bătaie de cap de a pleca cu coada între picioare de la noi. Le-a explicat cineva cam unde mergem noi și ce o să vadă ei, că mănăstirea este încă în picioare, că este în patrimoniu UNESCO. Da, da. Multe li s-a spus. Ei, și când a coborât ăștia din mașină, n-au uitat să ia cu ei un steag pe care cu mândrie îl fuiau așa și tot a mers până când au trecut de poartă. Când trebuie să spun că a venit sfinția sa, starețul, și a spus afară. Cu steagul afară și dacă vreți, smeriți, intrați în curte. Cu steagul fluturând afară. Mi-a plăcut asta atunci nu. foarte mult. Ce aș vrea să mai precizez totuși legat de întrebarea dumneavoastră și de ceea ce a spus. Mai întâi de toate, legat de Arcan, poporul mai întâi de toate, nu știu cât mergea el cu arcanul, a spus că este o... sunt Bine, foarte multe... Întrebarea impovedere. a fost pusă pentru a elimina da. anumite suspiciuni. Da. Uh, chestiunea este că trebuie Au să mers, spunem deci de răzești, de categorice. plata care o făcea Ștefan pentru toți cei care mergeau la luptă, pentru că el îi împroprietărea, le dădea pământ. atunci nu știu cât de tare era nevoie de arcan, dar înainte, de vreme ce ei mergeau ca să-și ia pământ. Dar înainte de acestea, să nu uităm că suntem în, în Evul Mediu, și într-o perioadă pur creștină, ortodoxă, de a afirmarea spațiului ortodox. Să nu uităm că suntem după 1453, după ce Constantinopol a căzut sub turci. Să nu uităm că țările române, inclusiv Moldova, au devenit al doilea Bizanț. Să nu uităm că a apăra credința și a te opune turcului era o datorie sfântă. Deci a merge și a lupta în acea perioadă nu însemna nimic altceva decât o datorie sfântă. Ați împlini a împlinit mesajul tău prima dată de creștin și de locuitor al acestui popor, pentru că se știa limpede clar că musulmanul când venea, nu venea doar numai cu administrație, venea și cu credința lui. Eu și eu am fost de multe ori m-am gândit de ce mărite Ștefane de multe ori, zic așa, poate în dialogul meu intim cu Maria sa Ștefan, în rugile mele, de ce ai fost atât de apric până în 2006, în 2006 când a vizitat Siria și când a văzut locul unde a trăit Sfântul Simeon Stârnicul și unde a fost un complex monahal construit de Istinian împăratul după anul 400, un complex monahal enorm, imens, aș zice cât Vaticanul de astăzi. Uh, și acum este totul pustiu acolo, pentru că, așa cum a zis cineva, uh, musulmanul când vine, nu vine numai cu administrație, ci vine și cu o credință. Și parcă în urma lui totul se pustiește. De aceea era o datorie sfântă în a merge și a apăra. Și Ștefan spune, am avut 36 de războaie, o spune în, chiar pe patru morți, în documentul din 2 februarie 1503. Am avut 36 de războaie, din care am biruit în 34. Dar și cele două, care se consideră a fi pierdute, și acele au fost transformate în biruință. Aș vrea să pun o întrebare. Dacă turcul a trecut Dunărea în 1476, în trei săptămâni, cu oșteni, cu toată șleatca lor, tot ce au avut ei, deci trei săptămâni au trecut, trecut în, în țara Moldovei, de ce înapoi trece doar numai în trei zile? Pentru că era domn deja asupra Moldovei? Pentru că deja cucerise țara Moldovei? Pentru că era stăpân pe pământurile acestea? Dacă era stăpân, de, ce a trecut? Puțin. Pentru că nu, pentru că a plecat rapid, pentru că Maria sa Ștefan a întors în în biruință. Și ceea ce furase, ceea ce agonisise turcul, prada de război, inclusiv aceea a fost, a fost întoarsă. Deci era o datorie sfântă în a merge și a apăra aceste pământuri. Pentru că pământul te leagă de moși și strămoși. Îmi de ce Ștefan? Cât de frumos! Primul gest mare al lui Ștefan, a ajuns pe Domnul Moldovei, ce face? Vine aici la rădăuți și împodobește toate mormintele înaintașilor, cu lespezi funerare. Toate lespezele funerare din mănăstirea Bogdana, sunt, sunt toate puse de Măria sa Ștefan. Ca un gest de recunoștință față de înaintași. Față de înaintași. Ca un popor care își uită înaintașii nu este vrednic nici de a trăi. Așa este. Deci, de aceea el, Ștefan, a rămas în conștiința acestui popor. a știut de să se plece. atât de frumos manifestările. A știut să se plece și a știut ce înseamnă lacrima în ochii unui om. Lacrima poate să fie și de bucurie, dar poate să fie și de durere. Uh, și noi suntem obișnuiți cu lacrimi mai mult de durere decât de bucurie. Ei bine, Ștefan a știut să fie alături de cerințele acestui popor. De deci, aceea cronicarul răspunde spune pe bună dreptate, mult iubit de supușii săi și veșnic, treaz și darnic. Deși să nu uităm că Ștefan, de, la, de la, în urma războiului de la Chilia, a avut acea rană în picior, la picior. Iar ultimii ani al lui Ștefan, Ștefan, pur și simplu bătălia de la Codrii Cozminului, a condus-o de pe o targă. Deci de pe o targă, nu altceva. Deci de pe o năsălie, pentru că picioarele nu le mai putea folosi. Era boala aceea care știți, se cunoaște boala podagră. Deci de ce a suferit? Se spune că ar fi avut și un diabet. Dumnezeu prea bun nu știe. Oricum a suferit foarte mult. Foarte frumos în imnul acatist, dedicat Sfântului Ștefan, copus de vețuitorii mănăstirii în, în cursul anilor, spune, zici că precum Iacov a fost rănit în coastă de Îngerul lui Dumnezeu, așa și Maria sa Ștefan a purtat rana la picior toată viața lui, de la 1464, din bătăria de la Chilia. Bun, ne întoarcem la evenimentele pe care spuneau da. că noi le-am filmat, Când la Sfântul de. Ștefan, la aglomerația de acolo, unde nu ratează să fie prezenți de fiecare dată și numeroși politicieni. În afara mănăstirii am văzut o tablă foarte mare pe care scrie că cu fonduri europene s-a reușit o reabilitate. Acești politicieni, altfel spus, au dat o mână de ajutor. Sau fondurile europene sunt obținute strict de mănăstirea Putna și oamenii ăștia n-au știut să dea o mână de ajutor. Mai întâi de toate, care este gândul meu? Acești bani europeni sunt banii noștri care au plecat încolo și care suntem obligați să-i luăm înapoi. Și trebuie să ne silim să-i luăm înapoi. Iar aș zice eu, vai de cei care se opun acestor proiecte și nu ne lasă pe noi în pace și se opun fel de fel de birocratie aceasta noastră, care noi ne-am creat-o, nu de voie ca să, să, să accesăm cât mai multe fonduri europene. Deci noi am accesat fonduri europene, cu darul Dumnezeu, ne-au sprijinit, cum să zic, ne-au ajutat cei de la... De la Uh, M-am prima dată firma de consultanță, doamna Iacoban cu soțul meu, domnul Iarnu Iacoban, uh, de la firma de, la, de consultanță de la, de la Suceava, care ne-a sprijinit foarte mult și ne au învățat ce trebuie să facem. Pentru că dacă nu cunoști anumit pa, anumiți pași pe care trebuie să faci, te poți împiedica. E bine, am învățat pașii și am uh, obținut fondurile europene. Uh, de, uh, Practic, pentru ce? Nu pot să spun ce că e sprijin să faceți? politic. Nu, este o reabilitare a întregiului complex. Am dorit ca Putina să fie acoperită tot ansamblul, corpul de chilii de nord, casa domnească, apoi zidul de incintă, muzeul mănăstirii să fie absolut, deci tot complet să fie acoperit cu tablă de cupru, ceea ce am și reușit, și apoi refacerea pavajului a aleilor pietonale, de jur în jurul bisericii voievodale și a trotuarelor să fie făcute cu piatră de, piatră de, piatră de, piatră de vama ceea ce e piatră cioplită, ceea ce s-a și reușit, slavă Domnului, și reabilitarea Corpului de Nord. Nu v-ați oprit deci, aici, pentru că pregătirea sanitară. pentru uh, Putna 550 uh, vorbește și de clopote noi la Mănăstirea Știți Putna. dumneavoastră, prin 1991 a vrut să plec din Putna și merg la Părintele Teofilact, poate unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, se deschidea Mănăstirea Probota, și Probota îmi plăcea enorm pictura care era la Probota, mai cu seamă atunci uh, erau zvonurile de accesarea a acelor fonduri uh, de, ca să fie re, uh, uh, curățată pictura mănăstirii Probota și scoasă la iveală pictura din timpul lui Petru Rareș Și îi mă enorm. Și mă duc la părintele Teofilac și îi spun, uitați așa se deschide Probota, bătrânul m-a citit că eu aș vrea să plec. Și atunci îmi spune, face cuvântul, zice cuvântul acesta, În Putna se construiește din 1466 și nu s-a terminat. Da, dar așa ceea că, ce spuneți că, așa dumneavoastră că mă, incită, mă incită să vă întreb altceva. Da, cu darul uh, Dumnezeu. Până să nu uităm de clopote. Nu se de clopote, pentru că noi s-a făcut și pentru asta. această zi. Uh, spunem și despre asta, dar cu plecarea asta de la Putna, cred că e o cutumă care s-a creat în timp și toți stareții de la Putna au plecat la mitropolie la Iași nu e și lege. de acolo s-a plecat direct la Patriarhie. Și am multe exemple care pot fi puse pe masă. Nu e lege, știți? Nu e, e lege, dar e tocmeală. Statornicia, statornicie <laughs> e cea mai bună. Și e foarte bine. Iar cât despre aceasta, eu am avut uh, ultima perioadă acest cuvânt. A trecut dealul, a venit valea. Adică... <laughs> E suficient. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Încă o dată spui, statornicie este foarte bine, este foarte bună. Noi avem o experiență deosebită în istoria Mănăstirii Putna. Din 1948 și în 1962 s-au perindat la cârma Mănăstirii Putna 12 stareți. Schimbați de aia regimul comunist care a fost, Uh, instabilitatea, deci politica a o instabilitate duhovnicească. Deci 12 stareți în 14 ani. În 1962 vine preasințitul Gerasim ca stareți, și pentru 15 ani și creează, intră într-o perioadă de stabilitate a putnei. Apoi vine părintele după el, din 77 până în 92 vine părintele Iachin, părintele stareț Iachin, care iarăși a dus încă 15 ani. Și atunci cu Darul Dumnezeu suntem acolo. E bine, stabilitatea aceasta a adus după sine, a tras după sine uh, și viața duhovnicească și o, o, reorganizare, aș zice eu, a întregului complex monal. Preastul a fost cel care a mutat gospodăria. Să nu uităm că până prin anii 70, gospodăria mănăstirii era în fața mănăstirii, unde este acum parcarea. Da. Acolo a fost gospodăria mănăstirii. Și uh, stabilitatea aceasta a tras după sine, deci o bună stare și materială, dar și o bună stare duomnicească. E bine, ceea ce dacă astăzi sunt vețuitori în Putna, eu consider că este un rod al rugăciunilor acestor părinți. Din 56 încă s-a dorit o reorganizare a mănăstirii Putna și apoi în, în al preasistitul Pimer, când a venit ca stareț al Putnei, că din 58 până în 61 a fost în al preasistitul a fost stareț al Putnei. Și apoi a fost părintele Fremchișcaru și imediat avea venit preasistul venit a Gerasim cu Coșel. Deci stabilitatea este... Gerasim Putneanu a fost episcop vicar uh, al uh, rădăuților și era un bun prieten cu care deseori că aici de nenumărate ori. La, la ceas de taină, dar uh, n-ar fi normal ca rădăuțul să aibă din nou un episcop vicar? Dacă va fi de la Dumnezeu, va fi. Dacă nu, nu. Că lucrurile acestea nu sunt după noi. Știți, noi avem o vorbă în viața noastră monahală, zice că căsătoria și călugăria se cer. Dumneavoastră, ca să vă căsătoriți, ați cerut soției dumneavoastră? Da, multe cerut. nu sunt după noi. Categoric. După Sau mine, nu este nici să vă opresc pe dumneavoastră, dar regia și călugăria... îmi spune că trebuie să luăm publicitate da. și revenim. Și călugăria, spune tot așa, călugăria se cere. Dar hirotonia se dă, adică este de sus în jos. Acestea sunt lucruri tainice ale Dumnezeu. Când va sosi momentul, va fi. Dacă nu, nu. E, acum a sosit momentul pentru publicitate, dar revenim. stimați telespectatori în studioul televiziunii Cromtel, aici lângă mine se află invitatul de astăzi în obiectiv, starețul Mănăstirii Putna, Arhimandritul Melchisedec Velnic. Uh, mă bucur mult că ne-am reîntâlnit și că putem să discutăm și că evenimentele din Putna vin așa peste noi, repede, repede, de Sfântul Ștefan, pregătim uh, 550, ce surprize vor fi la... 550 acum, pentru că data trecută când a fost mare o manifestare la Putna am aflat și eu că există un uh, prim papa al Asiei care a fost invitat acolo și multe personalități și tot atunci s-a asfaltat drumul spre Putna. România a spun, domnule, dacă ar fi mai multe manifestări, că tare se face curat, tare să asfaltează, tot e bine. Ceva. Da. Bine, acum rămăsesem înainte de pauză la discuția cu clopotele, una din primele faze de pregătire. Da. Cu ce vin aceste clopote noi față de cele vechi? Putna a avut câteva clopote care nu au ajuns toate până la noi. Clopotul buga, a fost de, a fost turnat Dumnezeu știe în vremea Măriei sale. A fost returnat pe la 1820, iarăși încă o dată returnat, acum se află dogit este lângă bustul Eminescu. Încă un alt clopot, Blago Cestivul, tot din tipul lui Ștefan și el este piesă de muzeu. Uh, un alt clopot, Ușerul, din tipul lui Petru Rare și el este tot lângă bustul Eminescu. Din clopotele vechi ale mănăstirii, doar două clopote uh, mai sunt bune. Uh, clopotul Siluanul, de la 1530, din tipul starețului Siluan, care este un clopot mic și care a intrat înapoi, a urcat înapoi în clopotniță alături de setul de clopote noi. Și au un alt clopot turnat în tipul lui Carol, <coughs> Carol al doilea României de acum, prin 1928-30 a fost turnat acest clopot pentru Mănăstirea Putna pentru a lua locul clopotului Buga, în locul clopotului Buga. Acesta are în jur la 1600 de kilograme. Alături de clopotele acestea, o dorință mai veche și a înalt cât și a noastră, a fost uh, un set de clopote noi. Cred că acum vreo 10 ani în urmă mi-a spus odată în aprea Sfințitul Pimen, măi, dacă ajută Domnul și luăm fondul bisericesc, care este un drept al nostru, uh, prima dată am să fac, o să facem un set de clopote noi la Putna. Că măi, Putna, să doar numai în două clopote? Și așa este, două clopote. Și acum pe 2 iulie, dacă ați fost, doar două clopote sunt care au fost trase la acea sărbătoare. E, și s-a tras clopotul de deci Siluanul și cel din timpul lui Carol. Ei, cu binecuvântarea în Alpărea Sfinților, al Episcop Imen, vara, anul trecut, chiar la sfârșit de iulie, a făcut un prim drum în, în Rusia. Întâi m-am interesat și într-o parte și într-alta, unde putem să, să turnăm un set de clopote noi. Ne-am dorit un set de clopote care să reziste la temperaturile de la noi, prima dată și să fie turnate uh, după metodele acelea vechi, tradiționale. Ei bine, toată lumea în cele din urmă m-a condus spre spațiul Slav și așa am ajuns, uh, inițial am zis pe la Voroneș, după aceea am ajuns la Iaroslav, o localitate lângă Iaroslav, Tutaiev, unde și starețul de la mănăstirea Sergii Posad, cea mai mare mănăstire a Rusiei, m-a îndemnat ca să merg acolo, cât și cel care a fost mitropolit al Bucovinei în prea simțit Onufrie, acum prea fericitul Onufrie, întâiul stătător al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, cu care suntem în legătură canonică, noi românii, toți ne-au îndemnat către Tutaiev Iaroslav și acolo la Tutaiev l-am turnat un set de clopote noi. Un set de clopote noi care nu înglobează altceva decât, nu înseamnă nimic altceva decât 11 clopote. Cel mai mare este de clopotul Ștefan cel Mare, pentru că fiecare clopot a primit denumirea unui sfânt, a unui sfânt local, de aici de la noi și care au fost legați de, de viața mănăstirii Putna. Cel mai mare clopot poartă numele lui Ștefan cel Mare și are 5200 de kilograme. Următorul poartă numele lui al doilea mare ctitor al mănăstirii, cel care a fost de curând canonizat, Iacob Putneanul și are aproape fără 20 de kg, deci 2980 de kg. Apoi următorul vine de 1700 de kg, parte numele Mitropolitului Teoctist, pentru mine Sfântul Mitropolit Teoctist, cel care l-a uns pe Ștefan ca domn și care l-a primit pe Ștefan după biruința de la Vasure din 1475 ca pe un purtător de biruință. Și pentru că zice cronica mai departe, pentru că deci, cu Maria sa Ștefan s-a împlinit gândul și lucrarea lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta zisă că să, cu Ștefan s-a împlinit gândul și lucrarea lui Dumnezeu, aparține lui Teoctist I. Deci de aceea, al treilea clopot poartă numele lui Teoctist I de 1700 de kilograme. Următorul care va intra, în, pe care le vom auzi, intră clopotul Carol, deci cel vechi, apoi un alt clopot de 600 de kilograme, care poartă numele cuviosului Daniel Sihastru, apoi vine Siluanul, care are în jur la 500 de kilograme, Siluanul, cel vechi din timpul lui Petru Rareș, și apoi clopote mai mici, care cobor de până la 8 kilograme. Cel mai mic clopot are 8 kilograme, și poartă numele Sfinților acestor, le caz de putere. Povestiți-ne cel Elie mai Iorest, mare, Ștefan, cum a urcat până sus. Da, Elie Iores, dar să-i și, și eli Ilie Iores, după aceea cu vioșii și uh, Sila, Paisie, Natan, cu viosul Arsenie, un sfânt local, unul care, a cărui sunt de s-au găsit la noi și care ne că va fi și el canonizat uh, cu timpul. Acum au fost ceva piedici pentru Teoctis întâi și pentru cuviosul Arsenie, piedici care cred că se vor înlătura. De ce? Pentru că nu este bine ca fiii să nu recunoască demnitatea și sfințenia părinților. Căci cei care s-au opus, cam aici au greșit. Nu au recunoscut sfințenia și demnitatea părinților. Dar fac cum a zis un părinte de-al meu, de, o dată la taină a în ei, că eu eram necăjit că s-au opus unii și el spune cu cât se opune mai mult, cu atât aceștia vor străluci mai tare. Așa că uh, vor să răluci mai tare. Iar ultimul clopă cel de 8 kg, numit o stație protopsaltul, amintindu-ne de marele protopsalt al Pundă, care a înființat acea școală de muzică, de psaltichie de la Pundă, care, uh, care a dat urmă până în ziua de astăzi. Avem antologioane scrise <coughs> și care nici, unele, nici, nici nu au fost uh, exigisite nici până în ziua de astăzi. Uh, cum este și antologionul de, de la Moscova și cel de la București, la noi, în Biblioteca Mănăstirii, mai avem în, încă un antologion al lui Eustatiei Protopsaltul. Ei bine, cum a urcat cel mare uh, toate da, toate clopotele au urcat, au fost urcate manual. Uh, când a fost urcat uh, clopotul Ștefan, cel de 5200, cu o macarade în această manuală, tra, deci se cheamă cu lanț, taran, cu lanț de 10 tone, ne-a sprijinit firma loial din Suceava, care a achiziționat, le-am sugerat, achiziționați pentru magazia dumneavoastră o, un, 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 macara din aceasta de 10 tone, o folosim noi la urcarea clopotului Ștefan, <coughs> după care vă dăm înapoi și rămâne magazia dumneavoastră. <coughs> pentru că noi ca să achiziționăm așa ceva, era o astfel de macara, nu era de folos. Lor, pe viitor, probabil că le vor folosi. Le va folosi această macara. Ei, și manual, deci a fost urcată de către părinții mănăstiri. La ora 12:20, joi, înainte de Sfântul Ștefan, aceasta înseamnă joi, 30 iunie, deci cu două zile înainte de pomenirea Sfântului Voivod Ștefan, a fost pus pe rotile uh, și totul manual, deci a intrat pe ușa. Am desfăcut puțin de acolo ca să lărgesc o bucățică, din, la, zid. O bucățică din zid, pe care peste noapte am pus-o înapoi la loc și am. Uh, așa a intrat clopotul, și la ora. 12.20 s-a mișcat, a fost prima mișcare de la pământ către uh, etajul al doilea al clopotniței și la ora 2, și, 2 fără 20 deja era prins cu bridele respective sus pe grindă, deci era deja la locul lui. Uh, iar cei care au ajutat au fost părinții mănăstirii. Uh, eu, cum i-am numit atunci... Așa se scrie în istorie. Da, așa este. Le-am scris un mesaj la cei care știau că sunt așa, mai care lucrează și care muncesc, că este adevărul. Într-o mănăstire se muncește și că este un firesc și este firesc ca să se muncească. Și ne-a scris, voi nicuții mănăstirii sunt chemați la ridicarea clopotului Ștefan. <laughs> <laughs> și pe câte 5 minute fiecare la a tras la lanțuri. Și nu era ușor, câte doi dată trebuiau de tras și cu darul Dumnezeu, deci acum este sus și pe 10 iulie... Ce acum, va fi pe 10 iulie? Pe 10 iulie îl vom asculta. Pe 10 iulie, după Sfânta liturgie, după Liturghia Mulțumirii, așa am numit-o, liturghie a mulțumirii și a recunoștinței față de Dumnezeu, față de cei 550 de ani viață, de viață pe care îi împlinește această Maica noastră. Căci Putna i-a numit-o ca pe o Maica noastră, Maică ce ne-a odrăsit, ce ne-a crescut, ce ne-a chemat la sânul ei. Să completez ceva, să spun, de... cum că de dacă e ați spus de maica noastră, să spun ce a spus acel țăran care a văzut când s-a deschis prima dată da. mormântul lui Ștefan. Și era îmbrăcat în național și da. avea plete albe și a spus, arcan de noi, aici stai, tata aici stai a tata nostru, da Și a prins o lumânare, nu? Da. Câți mai sunt în viață dintre cei dintre care, cei care este au asistat la deschiderea mormântului? În alprea simțitul are episcopii Chiar zilele acestea i-am adresat o întrebare dacă, dacă, a fost și el alături de părintele Iachin și de preastul Gerasim. știu că a fost. Da, că a fost că cu -a Iachin, chiar. Noaptea ei trei, după câte știu, eu știu povestind de, de, povestit, cum mi-a povestit părintele Stareț Iachin. Noaptea ei trei, cu o lanternă, s-au dus și cum punem așa, dacă acesta este mormântul, în colțul din dreapta al mormântului, peste sarcofag este o, o, o lespede mare de piatră și lespedea de piatră este ruptă la colțul din dreapta jos. Și au ferit colțul acela și cu lanterna s-a uitat la răm Sfintele rămășițe pământești ale Marelui Ștefan. Și este, o, verit în mantie, în mantia sa domnească și este acel pat cu trei de 13 vergi, deci suntem în Dumnezeu, se îngropa cu ciclul, de fier forjat. Pat de fier, de, 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 sunt 13 verzi de fier și capul este puțin lăsat spre partea stângă, parte. stângă, da, spre partea stângă. Deci el este singurul care a văzut și acum, duminică, pe 10 iulie, sperăm, l-am provocat și i-am spus, zic, am vrea să știm cum a fost serbarea din 1966. Pentru că este Pentru singurul că... care a participat. Singurul care a participat în calitate de vețuitor al pudnei și al doilea, atunci a fost serbare la nivel mondial, serbare UNESCO. Da. 500 de ani de la punerea temeriei Mănăstirii Putna, deci a fost un eveniment UNESCO. Pe când, acum desigur, sunt 550, este un, cum să zic, un eveniment pe care să sărbătorim aici, acum, momentan, mai, mai restrâns, în nivel local, dar ne dăjduim ca să ia amploare și pe toamnă, prin venirea părinților patriarhi, la Putna, a părintelui patriarh uh, Daniel, și alături de el a părintelui patriarh Ioan al X-lea Antiochei și al întregului Orient, să ia amploare această manifestare, această sărbătoare. Ne dorim, de ce? Pentru că puține sunt mănăstirile. Câți erarhi așteptați la acest eveniment? Câți doresc să vină, e deschis. Și câți apreciați <laughs> în, că vor veni? În 2004 am avut 37 de ierarhi. La Ștefan 500. Câți vor veni, ne că oricum va fi o parte bună din membrii Sfântului Sinod. Dar ne să fie prezenți, pentru că e prima dată și canonizarea, Sfântul Iacop Neanu și Putna 550. E un eveniment și dorim să facem din aceasta un eveniment. De ce? Pentru a ne aduce aminte de Sfintele noastre rădăcini, pentru a ne aduce aminte de istoria noastră, căci cum a zis Dan Hăulică, academicianul, omul de cultură, ambasadorul culturii și a frumuseții românești în, în afara granițelor țării, agentul funcționării unui neam, este tocmai cunoașterea istoriei. Pentru că vrem, nu vrem, un astfel de eveniment ne obligă să ne aplicăm asupra trecutului. Și aplicându-ne asupra trecutului, cu drag ne cunoaștem rădăcinile și nădăjduiesc că orice ce a plecare asupra trecutului ne face să ne simțim mai demni, mai curajoși, mai hotărâți în a făptui binele. Că Pentru... să nu uităm binele și bunătatea este gândirea lui Dumnezeu înfăptuită de noi oamenii. Despre trecut, cuvinte către tineri. O moștenire de la cei cu experiență către tineri. Da. O revistă care e așteptată de credincioși, și în care uh, cititorii vor găsi inclusiv referire la manifestarea 550 de ani de la punerea pietrei de temelie a mănăstirii Putna. Uh, vă las să spuneți despre revistă câteva cuvinte și despre faptul, eu le spun doar uh, celor care sunt interesați că poate fi citită online. Eu nu m-am învred nici să o cumpăr de la Putna, că eram atât de Ați ocupat Ați ca să vă aduc filmarea. Eu. Da, dumneavoastră știam că sunteți <laughs> darnic și o să veniți cu revista, dar uh, poate fi citită online. Da. Ră, din uh, anul 2004, uh, noi scoatem această revistă în fiecare an, deci acum suntem la numărul 9, uh, uh, este acesta, pe 2016. Uh, 2015, dacă nu mă nu am scos, încă în fiecare an a fost scoasă în fiecare în această revistă, și ea apare în preajma zilei de 2 iulie. Pentru că în 2004 au fost foarte mulți tineri alături de noi, să nu uităm de acel pelerinaj de la Suceava, care a plecat de pe 29 iunie și s-a încheiat la Punta pe 2 iulie, în cinstea tinerilor sau din dragoste față de tineretul nostru ortodox român și tineretul nostru studios față de tineri de studenți, căci atunci au fost implicați între 400 și 600 de studenți care au venit pe jos de la Putna, la, da, de la Suceava la Putna. Ei în fiecare an deci scoatem această revistă Cuvinte către tineri. Unde sunt cuvinte alese anul acesta? Sunt interviuri. În mod deosebit este prins uh, viața uh, sfinților nou canonizați din istoria Putnei. Iacob Putneanul și a colaboratorilor săi cu Vioșii Sila Paisei și Natan care au vețuit o, în partea a doua vieții lor la Siestria Putnei, cu viosul Nathan, de exemplu, Nathanael a fost uh, eclesiar al Mănăstirii Putna și uh, colaborarea dintre ei este și unitate, că ei au fost o familie, ceea ce noi am și dorit ca să fie o familie, uh, să fie cinstiți toți în aceeași zi, dar s-a decis ca să fie de cinstit Iacob neanul pe 15 mai, iar cu și Sira Paisie și Natan, a doua zi imediat pe 16 mai. Prin aceasta arătându-se unitatea familiei domnicești pe care a creat-o Iacob în neanul. Aici sunt cuvinte, am prezentat inclusiv Candela, ce a pus-o Maria sa, Ștefan la... Care va fi prezentată... Da, o veți vedea pe mormântul Sfântului Ștefan. Va fi și Candela. Așa este viața acestor cuvioși și apoi diferite interviuri. Am pus aici și versurile lui Vasile Alexandri, Altarul Mănăstirii Putna, o poezie scrisă de Vasile Alexandri bazat pe acea legendă consemnată de Ion Neculce despre cum Maria sa Ștefan a pus temelia Mănăstirii Putna, cum domnul Ștefan Viteaz Mare ce-a dat groază prin păgâni, Lăcaș, sfânt creștinătății, astăzi vrea să facă iar. Și pe malurile Putnei, cu vitejii săi români, însuși merge să aleagă locul sfântului altar. În poezie este redată solemnitatea, măreția momentului, dar și o anumită gravitate a momentului, steaguri, oșteni, care l-au urmat pe Ștefan. Și cum Ștefan își încordează arcul e coarda din arcuri, fulgere săgeata în vânt, merge, trece mai departe și într-un pal din vechi s-a înfipt. Locul unde deci locul unde a fost altarul. Altarului. Și așa s-a făcut. Viața ca... monahală nu înseamnă, se pare, numai sihăstrie, numai singurătate. Iată un lucru care mă bucură, putna are uh, internet, putna are cont de Facebook, putna are post de radio, deci... Uh, Putna reușește să se imprime în viața, să aducă viața ecleziastă în viața de zi cu zi a oamenilor și chiar a celor mai tineri care uh, nu mai dau bani pe un ziar sau pe o carte sau pe o revistă, ci pur și simplu uh, știu că pot găsi putna.ro și găsesc acolo anumite informații. Și apreciez faptul că există călugări tineri, am stat de vorbă cu mulți dintre ei și toți, în afară de teologie, mulți dintre ei au o a doua sau chiar o a treia facultate, Doctor. toți sunt vorbitori de limbi străin, străine și uh, apreciez faptul ăsta că nu e uh, așa o chestie claustrată în singurătate și noi aici doar ne rugăm și atâta știm. Nu, uh, ăsta este un lucru care mi-a plăcut la Putna. Uh, un post de radio pe care uh, îl retransmitem da, din Putna, da. se transmite uh, Sfânta Liturghie până la Trinita să în București. Uh, aș vrea să spui, postul de nu ne aparține, e cineva un titor, cineva un donator de la București care ne-a dorit site-ul acesta, Ortodox Radio. Și Iar acum, într-adevăr, uh, el plătește taxele iar noi beneficiem, sau mai bine zis, poporul ortodox și cei care vor să asculte beneficiază de roadele acestui post. Părinții mănăstirii, într-adevăr, s-au implicat și se implică în transmisiunile acestea pe, pe direct. Uh, cum să spun? Toate, Sfântul Apostol Pavel spune, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biri de ele. Tehnica e bună dacă știi să o folosești. Și trebuie să luăm tehnica, pentru că tehnica este tot o o creație a minții umane. Ei bine, mintea umană ce este? Nu este au doar în noi, nu este chipul lui Dumnezeu. Noi n-am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Și omul, cu cât este mai liber în Dumnezeu, cu atât creează mai mult. Sigur. Să nu uităm că marii noștri demnitari, marii noștri oameni politici de stat sau de au fost și credincioși. Și când omul este nu este înconjurat de păcat, atunci devine liber în Duhul Cel Preasfânt și are o minte limpede, creatoare, eu îi zic novatoare, adică permanent descoperitoare de nou. Ei bine, când le pui toate în slujba lui Dumnezeu și pui în slujba seminului, desigur sunt bune și frumoase. Așa că noi ne-am silit spre așa ceva și ne silim ca să ieșim în întepinarea creștinilor noștri inclusiv deci, pe, prin mijloacele acestea moderne care sunt internetul. De ce? Pentru că binele, frumosul, adevărul trebuiește promovat și nu trebuiește îngropat. fie Acum... uh, și ai face pe oameni să fie mai buni este o datoria noastră. Și, cum să zic, e frumusețea neamului nostru. Să fim buni, să fim demni, să, fim, să iubim adevărul. mi aminte de ceea ce vrem. cuvintele preasfințitului Gerasim Putneanu, care a spus într-o seară, după ce am luat un interviu, mi-a spus mie și colegului clipa, zice, uh, voi sunteți uh, exact cum au fost cei care propovăduiau uh, pe Isus. Zice, voi sunteți așa cum erau cei 12 apostoli. <gri> și am zis, cu milință nu cred. Zice, ba nu, că dacă eu vorbeam aici între ăștia patru pereți, nu mă auzea nimeni dar datorită vouă mă aud sute de oameni așa este, așa este. și zice de fapt asta au făcut apostolii au purtat cuvântul dar așa. până la urmă așa cum ați spus și dumneavoastră important este ca să luăm partea bună a tehnicii pentru că internetul are și o față ascunsă pe care de foarte multe ori părinții pe care să ar, nu folosească nimeni părinții ar trebui să fie cei care să ceea ceea ce învețe copii urât, nu este până nimeni. unde pot să meargă așa este. În această tehnică. Deci, mari pregătiri. Puțin din cum se vor desfășura evenimentele Putna 550. Dimineața Sfânta Liturghie. Sunt Sfânta deci dimineața vom săvârși slujba Catistului. La ce oră va începe? În jur de ora 7 va începe slujba Catistului, 7-7 jumătate, apoi e ceasurile, și la ora 9 vrem ca să începem Sfânta Ariturgie, pe podiumul pregătit în, în, în Curtea în Mănăstirii. Curte la ora 9 se începe în Sânta E cel târziu 9.30 și uh, ca la 2.00 orile 12, să fim deja la momentul uh, sfințirii clopotelor și totodată eu aș zice chiar să fim momentul când să ascultăm un concert de clopote. Pentru prima dată. <laughs> Pentru prima dată. Absolut. Avem pe cineva un, un tânăr din Moldova care el a instalat foarte multe clopote, Dionise Raticev, un român bun care uh, a venit special pentru montarea clopotelor și pentru totodată ca el să le, să le facă să cânte. Știți, înainte tot auzeam cele două clopote până acum, auzeam doar mai atât clopotul mare, zicea din când în când, Ștefan, Ștefan. E bine, acum să găsim melodia, o melodie cum așa, unde să-l auzim tot pe Ștefan, chemat în glasul acestor clopote. Deci, în jur de ora 12 să fie, apoi copiii din sat, grupul uh, elevilor din sat, vor pregăti câteva cântece, se va rosti inclusiv uh, poezia lui Vasile Alexandrii, nădăjdim ca preoții de aici din jur, fiii Bucovinei, sau uh, ei s-au mai numit și corul Sfântului ei se când vine rădăuță e corul Sfântului leonte, când vine la Putna e corul Sfântului, fiii Bucovinei să ne interpreteze altarul Mănăstirii Putna, versurile de al lui Vasile Alexandrii și muzica de Ciprian Porumbescu. E o piesă foarte grea de executat, trebuie să, cum zic, dar creează mari emoții. Da, pentru cei la care... câte premii și distinții au luat inclusiv în străinătate. Așa este. Sunt ar fi rușinos să nu Perfect. se apuce de muncă <laughs> să fie cei mai buni. Ce acolo. bine ar fi dacă toate le-ați transmit de acestea înainte, de 2 iulie ca ei să ne audă. Nu e de 10 iulie. Eu da. cu 2 iulie... Da. Sigur, să... sigur o să da. audă. Da. da. Ei Și apoi după, după această interpretare a poeziei Altarul Mănăstirii Putna, uh, Lucia și Oleg Sacaliuc pe care i-am invitat, îi cunoașteți. Violoniști de, excepți, de excepție au fost prezenți în emisiunea aici la Clou.TV. I-ați avut aici, mă Sigur bucur foarte da. mult. Toate personalitățile vin aici. Sunt, cum să zic, niște oameni de suflet, care sunt alături de noi și cu drag îi avem alături de noi, care vor, vor veni și vor interpreta balada lui Ciprian Porumbescu special pentru cei sunt de Republica Moldova. Din Republica Moldova, eu mai de ei. Ați trecut prutul not și ați fugit în România. Și s-au așezat la Botoșani. <laughs> da. S-au la Botoșani. Doi oameni deosebiți. Da. Două suflete mari. Prima dată au un suflet, un suflet mare, amândoi, deosebiți. Și cu drag, cum, cum să zic, am atras lângă noi și îi sprijinim. Dacă veți vedea și un CD un DVD-a lor publicat, rugă pentru neamul meu, cam așa ceva, da, am zis două cuvinte la, acolo L-am promovat, l-am promovat. Mă bucur așa. și vă felicit pentru uh, asta. Pentru fost promovarea prezenți, valorilor. Fost vă felicit pentru promovarea aici, valorilor. Aici, la TV, există o emisiune care se numește Doar de Folclor Bucovinean, realizată de profesorul Dumitru Ponhaș, directorul de la Clubul Elevilor, colegul nostru care face această emisiune, a avut invitați. Pe cei doi violoniști într-o emisiune în care am prezentat câteva clipuri cu ei și așa mai departe. În continuarea programului. După ce se va termina, deci momentul acesta pe scenă acolo, ne vom retrage și fiecare la partea ultimă care este. știți? Mi-a mi plăcut cum ați Când spus acum Maria. la sfântul Ștefan că rămâneți la un pahar de vin că în cetatea lui Ștefan s-a găsit din totdeauna. Așa pentru este. toată lumea. Și sperăm ca să găsească și acum la 10 iulie uh, o fere de pâine și un, uh, un uh, cozonac Așa. și un pahar cu vin din veciul măriei, măriei sale. Că e de atunci, că e de acum, oricum e din Podgoria sa, de la Codnare. Părinte Stareț, din păcate, emisiunea se termină aici, pentru că trece repede timpul alături de mine și alături de dumneavoastră că suntem oameni sfătoși cu povestea în gură. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea la mine. Nădăjduiesc că veți mai poposi pe aici să mai povestim în fața telespectatorilor și să le mai dăm informații despre zona ecleziastă, despre Ștefan, despre viața monahală și despre multe alte lucruri așa. S Sfătos, pe tihnă. Cu tot dragul, dăždim să ne mai vedem aici la dumneavoastră. Și dumneavoastră să mai veniți la noi. Prima dată spus, venim pe 10. Valorile trebuie promovate și e nevoie, poporul acesta are nevoie de hrană, de hrana cea bună. Și dumneavoastră sunteți aceia care prima dată transmiteți, cum am spus, vă fericit pentru promovarea valorilor, pentru promovarea binelui, a frumosului. Căci dacă iubim binele și frumosul, îl iubim pe Dumnezeu. Că și binele și frumosul și adevărul își au rădăcina în Dumnezeu. Și să nu fugim de aceste valori, căci acestea dau frumusețe neamului nostru și valoare totodată. Dau echilibru. Căci un neam fără echilibru se pierde. Iar el echilibru nu-l putem avea decât bine așezați și ancorați în ceea ce este al nostru. Să nu fie nici rușine, nici teamă în promovarea acestor valori. Mulțumesc, Așa să mas. ne ajute Domnul. Stimați telespectatori, aici se încheie emisiunea în obiectiv. Rămâneți pe Crontel TV.